Și cred că în acest moment suntem live. Și până îmi dau colegii mei o confirmare că totul este în regulă și suntem live, este din nou bucuria mea să vă spun bună ziua și bine ați venit la sesiunea a doua acestei zile, cum faci predarea prin dialog, beneficii și idei de aplicare la clasă, pentru gimnaziu și pentru liceu. Suntem în a doua zi la Festivalul Digital Predau Viitor. Pentru cei care ne s-au alăturat doar în această sesiune, festivalul este un maraton educațional de 5 zile pentru profesori din România și Republica Moldova despre pedagogie digitală, STEAM și cetățenie digitală, creat de noi, de Asociația TechSoup. Eu sunt Elena Coman, sunt gazda acestei sesiuni. Alături de mine în chat se află deja colega mea Roxana, care mi-a și-a dat un semn că suntem live. Și care o să și colecteze întrebările dumneavoastră în această sesiune. Ne puteți adresa întrebări oricând vă apare una în discuție, în timp ce ascultați. Vă rugăm să o puneți în chat, noi o vom prelua, iar eu voi încerca să o potrivesc și să o introduc în discuție acolo unde se potrivește cel mai bine. S-ar putea să fie pe parcurs, s-ar putea să fie în unele de pauzele de întrebări pe care le vom avea pe parcursul prezentării, sau s-ar putea să fie la sfârșit. Înainte de absolut orice, doar o scurtă reamintire a lucrurilor de care este bine să știți despre festival și a recomandărilor noastre pentru experiență grozavă a festivalului. Roxana vă va copia din nou linkurile de Padlet unde se află toate aceste lucruri descrise și explicate. Vă invit ca de fiecare dată să vi-l salvați aproape, ca să nu fie nevoie să vi-l trimitem de fiecare dată. Va fi baza pentru portofoliul dumneavoastră de resurse pentru festival, acolo veți găsi și prezentările noastre. Foarte important, nu uitați că toate aceste discuții din cadrul festivalului sunt înregistrate și că veți avea acces la înregistrări la 24 de ore după terminarea sesiunii, chiar pe platforma de eveniment. Discuția de astăzi ar putea să fie ceva mai relevantă pentru profesori care predau la gimnaziu și liceu, căci asta am discutat cu invitata noastră, să ne concentrăm puțin, dar o să vedeți, căci o să vă spun foarte, foarte pe scurt și ea, invitata noastră are o experiență extensivă de cercetare a acestui subiect și la învățământul primar. Rolul meu în această sesiune va fi minimal, căci Elena, invitata noastră, are numeroase lucruri de împărtășit. Obiectivul acestei sesiuni este să vă echipeze cu idei și cu noțiuni care să vă ajute să vă îmbunătățiți conversațiile la clasă, conversațiile cu elevii, conversațiile legate de învățare. Multe dintre din ce facem noi la clasă este legat de conversații. Da? Cum putem să punem întrebări, cum provocăm răspunsuri, cum încurajăm o atmosferă sau cum creăm o atmosferă care să încurajeze elevul să răspundă. Vă aduceți aminte? Da, ideea de conversație frontală, de discuție frontală este absolut centrală în momentul în care planificăm absolut orice lecție pe care o facem. Cu toții vrem clase active, interactive și de foarte multe ori măsurăm activitatea și interactivitatea clasei și prin gradul în care elevul participă și răspunde la întrebările noastre. Deci ne dorim ca fiecare elev să își dorească să contribuie la conversațiile din clasă și mai ales să și poată să facă, să și aibă ocazia să facă acest lucru. Așa încât, oprind această scurtă prezentare, mă gândesc să vă și arăt pe invitata noastră de astăzi, care este dr. Elena Ungureanu. Bine ai venit, bună Elena! Ziua. Bună ziua, Elena! Bine v-am găsit! Eu sunt Elena Ungureanu, sunt doctor în științele educației la Universitatea București, unde sunt și cadru didactic asociat. În plus, sunt și asistentă de cercetare la Centrul de Învățare al Universității din București. Mulțumesc tare mult pentru invitație! Îți mulțumim și noi că ai acceptat invitația festivalului. Mă grăbesc să-ți dau șafeta prezentării. Rămân aici, la îndemână pentru orice și notez întrebările în chat. Nu uitați că ne puteți să-mi trimite întrebări pe măsură ce decurge prezentarea. Și mi-am luat și eu, ceea ce vă recomandă și dumneavoastră să vă luați și vă țineți aproape tot timpul, un creion și un caiet în care să-mi notez tot timpul în așa fel încât să mă asigur că țin minte. Mulțumesc foarte mult, Elena, abia aștept prezentarea. Mulțumesc. Și eu am creionul aproape,
să-mi iau notițe din discuția pe care o vom avea. Da, mulțumesc încă o dată pentru invitație. Discuția de astăzi este chiar despre cum să avem aceste discuții la clasă despre învățare. Am pregătit și o prezentare, numai puțin, să fac un share screen. O să te rog, Elena, să-mi spui că totul este în regulă și că suntem în modul slide share și că dacă schimb slide-urile, se schimbă și conținutul. Este ok? Este perfect. Mulțumesc tare mult! Cum spuneam, sunt doctor în științele educației. Cercetările pe care le fac se concentrează în primul rând pe conceptul de cunoaștere educațională. Mă interesează foarte tare acest concept și mai apoi mă uit de obicei la interacțiunile verbale din clasă. Așa că dialogul și predarea dialogică sunt cumva o continuitate normală a acestor interese de cercetare. Cum facem predare prin dialog, beneficii și idei de aplicare la clasă discutăm astăzi. Iată ce am pregătit. Vom vorbi despre câteva beneficii, de ce să folosim dialogul la clasă, ce obținem dacă îl utilizăm. De asemenea, o să vorbim, ne ducem în zona un pic mai teoretică, câteva principii. Cum arată, de exemplu, o clasă dialogică, ce dificultăți ar putea exista. Vom avea mai multe sesiuni sau pauze de întrebări, ca să zic așa, în care dumneavoastră aveți ocazia să formulați întrebările sau eu să răspund la întrebări, după care vom vorbi despre tehnici și metode, cum facem efectiv dialog la clasă sau predare dialogică. Ok, aceasta este agenda acestui atelier. Hai să începem, zic, cu beneficiile, nu-i așa? De ce să facem predare dialogică? De ce să utilizăm dialogul? Iată, folosesc acest termen, predare dialogică. Firește, termenul în mod intuitiv este înrudit cu cel de dialog. Dar, ca abordare ceva mai generală, ea favorizează, să-i spunem, o pedagogie a cuvântului vorbit, da? Valorificăm dialogul, dar este foarte important. Este un dialog care stimulează și extinde gândirea elevilor. Este, în primul rând, un dialog structurat. Mă tem că de foarte multe ori, atunci când spunem dialog la clasă sau conversație, ne ducem cu mintea la niște situații mai puțin structurate. Ceea ce nu e cazul lucrurilor pe care le propune predarea dialogică. Tindem, cel puțin, către niște situații ceva mai structurate. De aceea e nevoie mai târziu să vorbim despre anumite tehnici și anumite metode. Dar scopul utilizării dialogului este, cum spuneam, să stimulăm și să extindem gândirea elevilor, înțelegerea lor și, în final, nu-i așa, să-i ajutăm să raționeze, să gândească autonom. Asta este ceea ce vizăm. Hai să vedem, există mai multe cercetări care arată că, iată, dialog structural, da, pentru că despre acesta vorbim, are impact, în primul rând, asupra motivației elevilor. În momentul în care oferim ocazii de dialogare la clasă, gradul de implicare al elevilor crește. Se pare că la fel se întâmplă și cu rezultatele lor școlare în ansamblu. Avem parte de o învățare ceva mai profundă în domenii precum limbă, matematică, știință. Da? Și firește, destul de intuitiv, se dezvoltă limbajul, da, abilitățile de comunicare pe care ni le dorim de la elevii și studenții noștri. De-a lungul timpului au fost realizate studii, nu o să intru în detalii legate de metodologie, dar iată câteva concluzii legate de acestea. În principiu,
În anumite vaje experimente realizate, elevii care primesc oportunități să-și dezbată ideile cu colegii învață mai mult conținut. Conținutul acesta este reținut pe o perioadă mai lungă de timp decât cei care, cărora li se predă în mod convențional. Și chiar au avut scoruri mai mari la transferul învățării și exercitarea abilităților de raționament. Putem găsi mai multe detalii despre aceste rezultate în lucrarea citată aici, Resnick et al. Din 2018, deci relativ recent. Na, cam acestea sunt câteva dintre beneficiile pe care eu am vrut să le menționez. Haideți să mergem mai departe și să ne uităm un pic la ceea ce eu am numit principii. Da, o parte ceva mai teoretică și mi se pare foarte util să discutăm cam cum arată o clasă în care utilizăm dialog. Da? În primul rând, vom găsi norme implicite și explicite, preferabil ca ele să fie făcute explicite, norme de vorbire, de ascultare, de discuție. Da? Important, acestea sunt agreate de toți participanții, deci inclusiv elevi, și respectate. Da, ne străduim ca ele să fie respectate. Aceste norme pot fi, o parte dintre ele pot fi stabilite și făcute explicite încă de la început, dar firește le putem modifica pe parcurs. Da? Vedem cum discuțiile decurg, cum se desfășoară activitățile și nimic nu ne oprește să schimbăm, să adăugăm. Însă, de fiecare dată alături de elevi, de elevă și elev. În plus, într-o clasă în care este utilizat dialogul, găsim ceea ce numim un repertoriu larg. Da? Și cuvântul esențial aici este larg. Un repertoriu larg de strategii de predare și modalități de interacțiune. Ce înseamnă acest lucru? Că încercăm să utilizăm metode de predare-învățare diverse. Da, avem conversație, deci avem metode de comunicare orală, dar putem avea și metode de comunicare scrisă. Avem metode de comunicare orală, dar lucrăm și cu manualul, lucrăm și cu fișe. Astfel încât să oferim elevilor diverse situații de exprimare. Când zic dialogic, nu mă refer neapărat, pentru că de aceea e o abordare și e mai generală, nu ne referim doar la strict la situațiile în care discutăm oral, în care facem discuție verbală. Putem fi dialogici aplicând și metode scrise. De asemenea, ne referim la modalități de interacțiune diversă. Da? Recomandăm în abordarea dialogică, utilizăm organizarea frontală, dar facem și lucru în perechi, lucru pe grupe mici sau lucru pe grupe mai mari, astfel încât elevii să aibă diferite situații în care să își exerseze și să devină confortabil să dialogueze, să comunice. Un alt element pe care îl găsim într-o clasă dialogică este feedback-ul și cred că despre feedback ați auzit deseori cât de important este să-l utilizăm la clasă și când vorbim de dialog este important să-l avem prezent. Este vorba de un feedback care dezvoltă gândirea și mie mi se pare foarte important, este oferit atât de profesori, dar și de elevi. Cred că dacă suntem familiari cu John Hattie și cu ce spunea John Hattie despre feedback și tipurile de feedback, el se referă la acel feedback la nivelul procesului de învățare. Da? Despre metoda pe care elevul o utilizează, de exemplu, pentru a rezolva o anumită sarcină. Ei bine, feedback-ul la care abordarea dialogică ne invită
Este, cred că, acest feedback oferit la nivelul procesului de învățare, da? Ca să legăm un pic informațiile între ele. Și un ultim element pe care eu îl prezint, pentru că există și altele, un ultim element pe care eu îl prezint și caracterizează o clasă dialogică este reprezentat de întrebări. Și vorbim despre niște întrebări care invită la mai mult decât simpla reamintire. Și mai ales sunt adresate de profesoare sau profesori, dar și de elevi. Să observăm că una dintre caracteristicile acestei abordări este gradul mare de participare al elevilor. Practic, abordarea dialogică ne invită pe noi, cadrele didactice, să ne-l facem pe elev sau pe elevă, într-un fel parteneră în procesul de predare-învățare. Îl ajutăm să participe practic la propria lui învățare. Ok, acestea ar fi câteva dintre caracteristicile unei clase dialogice. Acum o altă chestiune pe care teoria și principiile care stau la baza predării dialogice ne poate ajuta să o rezolvăm, se referă la cum să-i motivăm pe elev să participe la dialog. Da? Și asta este, și eu mă întâlnesc în eforturile mele de a lucra dialogic cu studenții mei la facultate, dar sigur există acest refuz uneori și cumva învățat, e greu să participăm la dialog, e greu să ne expunem, sigur. Și știm asta, mi se întâmplă și nou. Ei bine, utilizarea dialogului la clasă nu este ceva punctual, în sensul folosim astăzi și atât. Are nevoie de construcție în timp. Practic, da, e un proces de construcție. E ceva ce se întâmplă pe parcurs. Pentru că, iată, o lucrare clasică, este destul de veche, din 88, ne spune că gradul de implicare al elevilor depinde de ceea ce face cadrul didactic înainte, în timpul și după intervenția unui elev. Iar asta zi de zi, câte puțin, astfel încât să construim la clasă, dacă vreți, climatul sau atitudinile potrivite, spațiul suficient de sigur ca un elev să-și dorească să participe. Și iată câteva lucruri pe care un profesor sau o profesoară le poate face în acest sens. Da, în primul rând, să creeze oportunități de participare. Nu ni se pare ușor sau putem, e foarte simplu să ne gândim că e ușor să participăm, dar nu e așa. În momentul în care începem să analizăm interacțiunile dintr-o clasă, ne dăm seama că pot exista tot felul de piedici, de la normele implicite care funcționează într-o clasă, ce o să zică colegii dacă eu intervin, până la, nu știu, timpul pe care îl oferim, timpul pe care îl avem la dispoziție, anumite faptul că, de exemplu, îmi percep întrebarea sau intervenția ca fiind neadecvată. Și atunci, din cauza acestor numeroase piedici despre care am mai putea să discutăm mult, cadrul didactic trebuie să creeze oportunități. Și, în primul rând, trebuie să facă loc. Să facă loc elevilor, să-i invite să intervină și mai ales să aștepte cu răbdare, să ofere timp. Cred că aici timpul pe care îl lăsăm pentru gândire este, iarăși, ne poate oferi multe, multe teme de discuție. Cât timp să oferim, cât timp să așteptăm. E nevoie de mai mult timp. Elevii au nevoie de timp să se gândească. Și faptul că noi îl oferim este un indicator că suntem dispuși și dispuse să îi primim în spațiul discuțiilor de la clasă. Da? Totodată, odată ce un elev face o intervenție, rolul nostru este să întâmpinăm cu entuziasm, ba chiar cu recunoștință. Absolut grozav că acest elev a intervenit. Minunat! Și mai apoi vine momentul de după intervenție, ce facem apoi, să susținem intervenția, replica
elevului, care nu e neapărat un răspuns, poate să fie și o întrebare, de exemplu, prin anumite tehnici de extindere, despre care noi o să discutăm. Ce dificultăți pot exista? Pot exista, cu siguranță, în predarea dialogică. Putem fi limitați de numărul de participanți. Uneori este greu să facem dialog atunci când avem participanți mulți. Este nevoie de utilizarea lucrului pe grupe. Dar este, într-adevăr, un pic mai dificil și, de asemenea, o altă limitare este reprezentată de timp. Este o metodă solicitantă din punct de vedere al timpului, mai ales în fazele inițiale, când elevii, studenții învață să dialogueze, să ia parte la o conversație. Însă chiar și 5 minute de dialog, de metode dialogice, pot face diferența într-o clasă. 5 minute consecvente sunt absolut minunate din punctul meu de vedere. Iată, putem lua acum câteva întrebări, una, două întrebări, dacă există, Elena? Până în acest moment avem câteva comentarii din partea celor care ne ascultă și dacă există întrebări, o să invit să le adreseze chiar și acum. Dar să știi că am eu întrebări, Elena, căci mi-am notat cu foarte multă disciplină și conștiinciozitate o groază de lucruri care, așa, într-un proces de autoreflexie, mă gândesc că funcționează foarte bine inclusiv pentru propriile noastre procese de învățare din cadrul cursurilor pe care le pregătim. Și vroiam să te provoc puțin la câteva exemple mai concrete, în special în zona extrem de bine structurată pe care ai prezentat-o, legată de normele dintr-o clasă care invită la dialog, despre feedback și despre întrebările pe care le formulăm. Și aș avea poate o rugăminte legată de două exemple. Nu știu, ne poți da un exemplu de când spui norme, cum ar putea să fie astea implementate într-un mod, nu știu, asumat oficial în clasă? Adică care este, nu știu, care este livrabilul? Eu știu, simt că știu la ce te referi, aș vrea doar să-l spunem dacă explicit. Să facem explicit, exact, pentru că exact. Asta și spuneam importanța explicitului. Sigur, o astfel de normă se poate referi la felul în care facem intervenții. De exemplu, putem avea două tipuri de reguli. Există situații în care vom ridica mâna pentru a interveni și încercăm să îi ajutăm pe elev să se obișnuiască cu acest tip de intervenție, dar la fel de bine poate funcționa o altă normă în care le spunem elevilor, ok, vom avea și situații în care nu vom ridica mâna, intervenim spontan, însă este nevoie să dezvoltăm această abilitate de a aștepta ca partenerul de discuție să termine pentru a ne începe noi intervenția. De exemplu, acestea sunt norme explicite pe care le putem formula, pot fi norme legate de cum, nu știu, ne exprimăm confuzia față de cum ne exprimăm ignoranța. De asemenea, putem fi atenți la normele implicite care funcționează în clasă. De exemplu, o normă care face parte din cultura elevilor, cum sunt văzuți elevii care intervin, care pun întrebări. Da? E nevoie să discutăm aceste lucruri cu elevii și să vedem cum abordăm, pentru că dacă ne aflăm într-o clasă în care există această normă că cel care pune întrebări este cumva elevul care ne ține din timp sau ne mănâncă pauza sau mai știu eu ce alte lucruri din acestea, ele vor interfera cu eforturile noastre de a construi o cultură a dialogului la clasă. O să construiesc imediat cu o întrebare primită de la participanți în direcția asta, dar înainte de asta mai vreau să mai adresez tot așa o întrebare în care cred că ne-ar ajuta și ar oferi mai mult context, puțin mai mult exemplu. Poți să ne dai un exemplu de cum ar putea fi formulată o întrebare care este mai mult de o reamintire? Adică sunt întrebări care încep de obicei cu ce, care invită la ce?
Am voie să amân răspunsul la această întrebare pentru că o să avem exemple ceva mai Exact. târziu. Minunat, mulțumesc foarte mult. Ce bine că Mulțumesc. deja avem Mulțumesc. un Mulțumesc foarte mult pentru întrebări, Elena. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Mai avem o întrebare legată de subiectul pe care l-ai atins foarte bine legat de motivație și anume, cum am putea să motivăm un elev care nu dorește să participe la dialog pentru că se simte discriminat? Și știu că cel care a formulat întrebarea a formulat și o continuare după această discriminare, dar pentru că eu cred că mai degrabă discriminarea este o percepție. Venea o etichetă după aia. Discriminarea este o percepție, o autopercepție a elevului. Faptul că se simte discriminat din diferite motive, că este, nu știu, că nu are părul lung sau că are părul lung, că este dintr-o, că stă la în fundul clasei sau că stă în fața clasei sau că vorbește tare sau că nu vorbește tare, mi se pare mai puțin relevant. Dar esența întrebării este cum am putea motiva sau ce am putea să facem ca să fim siguri de fapt și de drept că în clasa noastră se află o cultură în care elevii nu se simt discriminați când participă la conversații. Cred că aici sunt clar mai multe, adică răspunsul la o astfel de întrebare e clar mult mai complicat. Două lucruri aș vrea să zic. Trebuie să ne întoarcem iarăși la norme și la regulile care funcționează în clasa noastră, pentru că ele stau la baza practic culturii și a climatului pe care îl avem în clasă. Nu e o chestie care se poate întâmpla de pe azi pe mâine, asta e în mod sigur, e ceva ce e nevoie să construim și din punctul meu de vedere începe cu discutarea acestor norme, pentru că nu e așa, în anumite tipuri de discriminare sau etichetare, hai să-i spunem, vor funcționa niște norme. Eu nu vorbesc pentru că ceilalți cred că sunt prostovan, nu știu. Vom vedea că vorbim imediat despre tehnici de încurajare a participării. Una dintre ele, și deja, da, o să, una dintre ele este normalizarea ignoranței. De exemplu. Practic, da, totul începe cu discuție și cu înțelegerea normelor care stau la baza acestor atitudini și discutarea lor cât mai deschisă. Sper că am răspuns la întrebare. Mulțumesc foarte mult pentru participantul sau participantului care a adresat întrebarea și cred că mai târziu vom mai găsi răspunsuri. Perfect, mulțumesc foarte mult. Abia aștept să vedem continuarea. Mulțumesc și eu la fel de mult. Iată, tehnici și metode. Da, deci am vorbit despre beneficii, am vorbit despre principii și trecem acum în partea de tehnici și metode. În principal, dacă simplificăm discuția în discuțiile de la clasă, putem utiliza două mari categorii de tehnici dialogice. Cele de încurajare a participării la dialog și cele de extindere a răspunsurilor elevilor în cadrul dialogului. Și hai să, pe scurt, să vorbim un pic de prima categorie, tehnici de încurajare a participării, căci iată, ne legăm de întrebarea participantei sau participantului nostru. Încurajăm elevii și elevele dacă oferim timp mai lungi de gândire și normalizăm tăcerea. Tăcerea poate fi stânjenitoare, e nevoie să fie normalizată. Tăcerea înseamnă timp de gândire și reflecție. E ok să avem momente de tăcere. Da? Deci aici putem purta o întreagă discuție de până la o oră. Cât timp să așteptăm? 10, 15, 30 de secunde. Eu recunosc că am momente în care efectiv îmi număr în cap, în minte, până la 15, până la 20, pe mine mă ajută chestia asta, pentru că și eu am tendința să mă grăbesc. Și în funcție de tipul de întrebare pe care îl adresez, mai exact de gradul de complexitate, număr chiar și până la 25. Încep studenții să se foiască un pic, pentru că la rândul lor consideră stânjenitor, dar cu timpul normalizăm această
situație și lucrurile devin ok și văd că spre sfârșitul timpului încep să apară și intervențiile și asta mă bucură. Îmi dau seama că de fapt e nevoie de timp, de gândire, pentru că nu putem gândi instantaneu. Altceva ce ajută este numirea. Numirea elevilor, ceea ce în engleză se numește cold calling. Nu întotdeauna ne place să facem lucrul acesta, dar în cazul mai ales anumitor elevi, poate puțin mai timizi sau eleve puțin mai timide, numirea și un pic să-i ajutăm să iasă din zona de confort va fi benefică. Cu atât mai mult cu cât spațiul clasei noastre este unul sigur. Nu vom încerca să vulnerabilizăm, firește. Ne asigurăm că avem un spațiu sigur și facem numire. Iată, ajung și la punctul legat de erori și ignoranță, întâmpinarea, utilizarea, invitarea chiar a erorilor proprii ca profesor și ale studenților. Practic, scopul nostru este să normalizăm greșeala și ignoranța. Și putem face chestia asta proiectând situații în care facem predare și facem erori. Poate suna îndrăzneț, dar dacă noi vrem să modelăm comportamentul elevilor vis-a-vis de cum să se comporte atunci când fac greșeli și erori și să fie constructiv, e nevoie să facem și noi acest lucru. Dacă noi suntem cei care știm și suntem corecți tot timpul, nu ne putem aștepta ca elevii să fie confortabili cu situațiile în care greșesc și să învețe, nu-i așa, din greșeli. E foarte greu. Da. Și atunci, mie îmi place să zic asta, normalizarea ignoranței, chiar putem să venim cu exerciții de genul, gândiți-vă la cele mai greșite răspunsuri pe care le puteți da la această întrebare. Și gândiți-vă ce discuții interesante pot ieși din discutarea unor răspunsuri greșite. Cum putem greși în cazul unei, nu știu, probleme din orice domeniu. O altă tehnică de încurajare a participării cu bătaie lungă, deci cu efecte pe termen lung și poate uneori întârziate, este schimbarea tematicii pe care ne-o propunem, plecând de la intervențiile elevilor. Probabil facem lucrul acesta. Poate să fie planificat sau poate să nu fie planificat. Ideea este să sugerăm elevilor că intervențiile lor sunt suficient de valoroase încât să ne schimbe agenda. Acesta este scopul. Și mai avem organizarea clasei divers. Am mai spus lucrul acesta. Lucrăm și în grupe, lucrăm și în perechi, lucrăm și frontal. De ce? Pentru că poate vor fi elevi cărora le este inconfortabil să dialogueze frontal cu toată clasa, dar vor fi confortabili să o facă în pereche sau în grupuri mici. Și pe măsură ce ei sunt expuși la aceste situații, care le sunt confortabile, e posibil ca zona lor de confort să se lărgească tot mai mult. Și spre, nu știu, mijlocul sau sfârșitul semestrului sau modulului, că acum avem module, să constatăm că este confortabil elevului să vorbească într-o situație în care facem dialog frontal, da? Profesor cu întreaga clasă. Deci la asta mă refer când zic frontal. Ok, cam atât despre tehnici de încurajare a participării. Sigur, putem dezvolta discuția, dar astăzi nu ne permite timpul. Vreau acum să vă spun câteva lucruri despre tehnicile de extindere. Tehnicile de extindere a răspunsurilor și care se referă la continuarea intervenției unui elev altfel decât oferind feedback. Și să știți că aici nu mă contrazic cu importanța feedback-ului. Feedback-ul rămâne important, însă depinde cum îl utilizăm. Și aici e nevoie să înțelegem că de obicei la clasă avem o secvență clasică de interacțiune verbală. Profesorul întreabă, elevul răspunde și profesorul dă feedback. Asta se numește IRF, întrebare, răspuns, feedback. Ei, tehnica de extindere ne spune, de fapt, să o diversificăm. În loc de feedback, să fie și altceva. Să avem întrebare, răspuns și altceva. Și tehnicile de extindere, asta ne învață. Ce să facem în loc de feedback? În loc să zicem, bravo, Ionuț,
Bravo, Alexandra! Un răspuns excelent! Ce am putea să spunem? Cum putem să continuăm? Ce să facem? Eu azi am 5 tehnici, nu le voi aborda pe toate, deși în prezentare ele sunt toate abordate, dar eu o să abordez cam 3. Când înțeleg că participanții vor primi prezentarea, ei le vor avea pe toate. Da? Și hai să vorbim un pic despre rezumare, adică, și aici ajung și la partea, Elena, de exemple de întrebări. Da? Rezumare, trecere în revistă a ceea ce s-a discutat. La asta se referă rezumarea. Profesoara, profesorul poate face un rezumat al ideilor menționate de studenți. Adică, noi am întrebat, mai mulți studenți au răspuns, noi ne-am abținut pentru un timp de la reacționa și la final, ok, hai să facem acum un rezumat. Da? Și putem să invităm studenții să facă un rezumat sau poate un anumit student sau poate invita mai mulți studenți să contribuie fiecare cu câte o idee care să construiască imaginea de ansamblu a ceea ce s-a spus anterior. Și putem să spunem ceva de genul: cine ar vrea să treacă în revistă principalele idei discutate? Sau cine ar vrea să spună cu propriile cuvinte sau pe scurt ceea ce D, respectiv elevul sau eleva, a spus? Da. Deci în felul acesta putem face rezumare. Sper că este clar ce încerc să transmit. O altă tehnică de extindere o putem numi îndemn sau stimulare. Practic, după răspunsul unui elev, încercăm să încurajăm și mai mult, să reflecteze, să adâncească, să-și amintească, să pună în legătură. Da? Și putem întreba: poți spune mai multe despre acest lucru? Adică, în loc să răspundem foarte bine, practic, care este un feedback care nu transmite neapărat informație, deci nu este în niciun caz ceea ce Hedy ar numi feedback orientat pe procesul de învățare, am putea spune: poți spune mai mult despre acest lucru? Ce vrei să spui prin asta? Elaborează. Bine, elaborează, ideea aceasta este deja pentru elevii de liceu, da? Gimnaziul, liceu. Sau, pe mine ideea X pe care a spus-o numai ce un elev mă face să mă gândesc la, și spune: pe voi la ce v-a dus cu gândul? Cum ai ajuns la această concluzie? De ce crezi asta? Ce dovezi ai? Ce motive poți oferi? Deci, iată, acestea sunt genul de întrebări complexe, provocatoare, stimulative, la care e posibil să nu primim din prima răspuns, să fie greu, dar cu timpul elevii să învețe să răspundă, și pe care le putem adresa și să îndemnăm să stimulăm conversația. Iată, avem aici repetarea, mi-am scris nu prezint, reformularea, da? Nu prezint, dar pot fi observate practic o mică explicație și câteva exemple de întrebări, de replici pe care le putem utiliza la clasă. Și tehnică care mie îmi place foarte mult, intertextualitatea. Practic, intertextualitatea presupune să facem legături, intertext, între diferite texte. Și când zic text, nu mă refer doar la textul scris. Text este și textul vorbit. Spunem pe text și ceea ce vorbim. Și atunci putem face legături între vorbitori, între surse de cunoaștere, diferite materiale pe care le utilizăm, sau între contexte, ce fac la școală, cu ce fac când mă duc să joc fotbal, sau cu ce fac elevii când se duc să joace fotbal, sau la muzeu, sau nu știu, mai știu eu unde, deci între contexte, sau între momente temporale. Ce am făcut ieri, ce am făcut săptămâna trecută, tot intertextualitate este. Practic, realizăm referii. Foarte important, la ceea ce a spus anterior un student pentru a înaintea discuții. Asta este una dintre cele mai importante elemente. Facem referiri la ce spun elevii. În felul acesta îi angajăm, în felul acesta le transmitem că intervențiile lor sunt suficient de valoroase încât să devină puncte de reper în conținuturile pe care noi le transmit. Și cam cum arată intertextualitatea din întrebări?
facem trimitere, de exemplu, la texte nunți figură. Este ceva anume în texte nunți figură care te-a făcut să te gândești la asta? Ar putea cineva să răspundă la ideea lui X, adică un alt elev, că și facem trimitere, dar la ce a spus altcineva. Spui ceva asemănător sau ceva diferit față de Cristian sau Cristin? Dacă e diferit, cum se diferențiază și dacă e asemănător, în ce fel este asemănător? Sau cine poate explica cum a ajuns la această concluzie? Sau ne putem aminti ce am discutat săptămâna trecută în legătură cu această chestiune? Sau haideți să facem o paralelă între această problemă și modul în care, nu știu, v-ați petrecut pauza, habar n-am. Acum improvizez. Da. Aici ar fi o intertextualitate între contexte. Contextul formal, da, și contextul pauzei, care, ok, este în cadrul instituțional, dar este ceva mai puțin non-formal pentru ele. Da, deci acestea sunt tehnici de extindere foarte, foarte pe scurt, pe care le putem utiliza însoțite de replici pe care le putem implementa la clasă. Ia să vedem cât timp avem. Mai avem întrebări dacă există în acest moment la care aș putea să răspund, m-aș bucura foarte mult. Înainte de orice, un mic comentariu de la mine, căci mă gândeam la cum se leagă lucrurile în acest festival și vreau să le ofer și participanților noștri această perspectivă, căci și ieri am vorbit foarte mult într-un context care pare că nu este foarte legat de ce discutăm astăzi, în contextul de dezvoltare de produse. Am discutat foarte mult de normalizarea greșelii, inclusiv din perspectiva aceasta de părinte, de cum este important să-i arăți copilului că și tu faci greșeli în așa fel încât să normalizezi greșeala și să nu încurajezi atât de mult perfecționismul în propriul tăi copii. Deci am discutat foarte mult în ultima, ieri și astăzi, despre acest subiect care e foarte, foarte important, normalizarea greșelii. Și despre normalizarea ignoranței și despre cum să facem în așa fel încât să stabilim, să creăm un spațiu sigur pentru asta. Și nu știu, ai putea să ne dai 1, 2, 3 tips and tricks, da? Exemple. De ce putem să facem? Cum putem să reacționăm? Să începem să reacționăm în momentul în care primim un răspuns. Ok, greșit este una, dar care pare și că nu ne duce foarte departe. Deci ai o discuție în care, nu știu, ai un răspuns greșit și cum am putea să reacționăm la ăla în așa fel încât să ne asigurăm că creăm un spațiu sigur pentru asta. Sau uneori sunt și răspunsuri care, știi, nu sunt foarte greșite, dar sunt și, nu știu, fundături de conversație, adică parcă nu avansează foarte mult. Sau sunt răspunsuri pe care uneori elevii, din diferite motive, când vorbim de adolescenți, vorbim de foarte multă, da, de foarte multe rebeliune, poate din motive de rebeliune sunt răspunsuri care nu au niciun fel de legătură cu subiectul pe care îl avem sau care sunt o trivializare a subiectului pe care le avem. Cum putem să managem situația respectivă în așa fel încât să ne asigurăm că spațiul rămâne în continuare sigur? Aș răspunde, mulțumesc pentru întrebare, Elena. Aș răspunde la ea gândindu-mă în primul rând la scopurile pe care le avem. Pentru că am zis că dialogul, în abordarea dialogică, trebuie să fie structurat. Și asta înseamnă inclusiv să avem un anumit scop, să ne propunem ceva prin acel dialog. Ei bine, în conversația la clasă putem avea cel puțin două scopuri. Pe de o parte, ne putem dori ca într-o anumită zi sau într-o anumită oră să facem dialog și să încurajăm participarea. Punct. Ne interesează să încurajăm participarea. Pe de altă parte, pot exista situații în care participarea intră în secundar și ne interesează corectitudinea conținutului. Și atunci, în funcție de aceste două scopuri, eu m-aș raporta la aceste răspunsuri greșite. Atenție! Răspunsurile greșite într-o clasă în care normalizăm greșeala
au voie să fie greșite și avem voie să le spunem greșite. Dar trebuie să ajungem acolo, astfel încât eticheta de greșit să nu inhibe. Bun, și atunci dacă scopul meu este să încurajez pe elev să participe, eu validez intervenția, minunat, o intervenție extraordinară, foarte bine că a fost, că există, și îmi notez, adică cumva îmi notez pe moment sau am grijă să țin minte în ce a constat eroarea, ca să o pot ulterior aborda în altă situație, adică într-o altă activitate. E foarte important, adică nu lăsăm erori să se strecoare, dar întotdeauna le abordăm, dar poate nu e atunci momentul, pentru că pe mine mă interesează, nu știu, un elev care de obicei nu participă. Și da, poate elevul acela din spatele clasei care face frondă și care vrea de fapt să... Dar e foarte important, poate că astăzi participă pentru prima dată, chiar așa cum o face el, de... ne enervează pe moment, dar e ok. Și aș încerca să... Îmi dau seama că e dificil. Ce înseamnă să încurajez intervenția dacă mi se pare obraznic? A fost o intervenție obraznică. Sigur, aici ar trebui să mă mai gândesc, adică ar trebui să mă gândesc la ce ar putea să spune. Depinde de stilul profesorului. Aș putea face o glumă, să glumesc, dar, iarăși, dacă scopul meu este participarea, cumva încerc să integrez totul și să scot de la el că, uite, a participat. Pe de altă parte, dacă scopul meu este conținutul, aș putea să folosesc una dintre întrebările la care eu am făcut referire atunci când am vorbit despre îndemn stimulare, da? Și aș întreba efectiv cum ai gândit asta. Aș încerca să înțeleg procesul, pentru că indiferent de răspunsul pe care îl dă, acolo este un proces de gândire pe care eu vreau să-l aflu. Și este interesant să-l afle și ceilalți elevi și, firește, de pe conținut aș muta atenția pe procesul de gândire din spatele lui și poate de aici aș încerca să construiesc și m-aș duce la ceilalți elevi, aș cere alternative și cred că așa aș proceda. Am răspuns la întrebare, Elena? Da, mi-am notat foarte multe lucruri. În timp ce vorbeai, mă gândeam în același timp și la faptul că este foarte dificil sau că, nu știu, presiunea este foarte mare să rămânem în această structură de care vorbeai tu mai devreme, acea întrebare-răspuns-feedback, întrebare-răspuns-feedback. Deci nu e neapărat o întrebare, mai degrabă un comentariu pe care îl simțeam inclusiv și eu în timp ce vorbeai, că aveam și eu tendința să gândesc la mine. Dar nu am niciodată timp să fac toate lucrurile astea în clasă, nu am niciodată timp să-mi organizez discuția cum trebuie, plus că tot felul de frici, dar nu pot să las copiii să plece din această conversație cu faptul că cu idei greșite de la alți colegi. Rolul meu este să corectez toate ideile greșite care vin. Chit că le corectez cu tact pedagogic, adică această presiune a corectării, a faptului că trebuie să scot răspunsurile corecte, că obiectivul fundamental pe care l-am eu într-o conversație nu e neapărat conversația în sine pe care ziceai tu, ce mai degrabă răspunsul corect de la sfârșit. Are sens ce zic? Da. Și mă gândeam, ok, de unde, să zicem că constat că, nu știu, ascult această conversație pe care o avem noi două în acest moment și îmi fac un mic proces de introspecție și zic, măi, s-ar putea ca eu ca profesor să fiu puțin prins în lupul ăsta, în cercul ăsta de întrebare-răspuns-feedback și apoi să trec repede către noul conținut pe care l-am sau către orice altceva ce fac în clasă. Din diferite motive, constrângeri de timp, de curiculă, de programă, de evaluare, de examene. Deci nu judecăm acum din ce motive se întâmplă, că de obicei întotdeauna sunt lucruri care te presează să mergi încolo, da? Ok, simt că trebuie să schimb ceva, pentru că pe de altă parte simt și eu că lecțiile mele sau că dialogurile în care eu îmi prind elevii nu sunt întotdeauna foarte lungi sau nu sunt întotdeauna foarte bogate. Simt și eu când mai sunt elevi care își dau ochii peste cap când spun haideți să vorbim la început, adică simt că ceva e în neregulă și nici eu nu sunt mulțumită de fapt și de drept cu aceste discuții, că se întâmplă.
Și vreau să ies din acest ciclu. De unde o iau? De unde pornesc? Adică, nu știu, dacă ar fi să am un prim pas pe care să-l fac de mâine, de unde să o iau? Bun, sunt multe lucruri pe care le-ai spus, asta cu da, sigur, începe cu practicianul reflexiv, ce să zic, faptul că sigur că îmi dau seama că sunt obsedată de, suntem obsedați de răspunsul corect, asta este un prim pas. Sigur, un scop la fel de legitim pedagogic este participare, da, cum am zis. E foarte important, e foarte important ca elevii să simtă că aparțin, că pot participa. E un scop în sine, dar ar trebui să-l avem, nu doar să transmitem. Participarea stă la baza acestei transmiteri de cunoștințe pe care ne-o dorim atât de mult. Asta una. Un alt lucru este să începem cu pași foarte mici. Adică ce putem face este în primul rând să ne dorim puțin. Nu trebuie să avem din prima conversații lungi. În primul rând trebuie să ne definim ce înseamnă lungi. Nu trebuie să avem din prima conversații bogate, iarăși trebuie să ne definim cumva ce înseamnă bogate. Putem să începem să ne dorim pur și simplu doar să, pentru început, să diversificăm secvența. Adică eu ca profesoară sau profesor să-mi zic, bun, o să pun o întrebare, o să primesc un răspuns, iar astăzi la ora de limbă și comunicare sau de limba română, în loc de feedback, o să folosesc această întrebare și mi-aleg o întrebare din cele pe care eu le-am expus și încerc să o exersez pe aceea până simt că mi iese natural, ba chiar îi găsesc variante de îmbunătățire. Practic, cam așa are loc orice schimbare de comportament. Da, exersez cu bucățele mici, după care, săptămâna viitoare, îmi iau un alt tip de replică sau un alt tip de tehnică de extindere. Cealaltă săptămână exersez cu timpii de așteptare. Îmi implementez, ok, astăzi mă concentrez pe lungirea timpilor de gândire și numai asta fac. Nu mă preocup de alte lucruri, pentru că n-am cum să le gestionez pe toate. Și le iau pe rând, astfel încât până la sfârșitul semestrului să-mi exersez un repertoriu întreg de tehnici dialogice și în următorii ani să le perfecționez. Cum ți se pare, Elena? Mi se pare foarte bine. Ăsta era, mulțumesc, ăsta era răspunsul pe care încercam să-l provoc. Cred că un alt lucru pe care simt nevoia să-l spunem este asta legată de timp și de timpul dintr-o oră și de timpul pe care ni-l dăm în general cu privire la a face absolut orice schimbare în practica noastră pedagogică sau a face absolut orice în general. Mi se pare și simt că, cel puțin în tagma aceasta a noastră a educatorilor, simt această presiune foarte mare, mi se pare că nu ne dăm foarte mult timp. Că nu avem foarte multă înțelegere și compasiune pentru lucrurile noastre și nu avem foarte multă răbdare. Adică, în general, simțim nevoia să facem toate lucrurile de mâine sau toate lucrurile să ne iasă din lecția următoare sau când simțim că noi am făcut niște eforturi să facem niște lucruri, ne frustrăm că, nu știu, elevii noștri nu răspund la această schimbare imediat. Și de asta vroiam să invit încă o dată pe toată lumea să privească cu foarte multă înțelegere și compasiune aceste lucruri. Este foarte, foarte greu și să fii autoreflexiv și să te gândești la ce ai putea să faci mai bine. E o groază de presiune legată și de mai ales contextele în care predai o materie cu miză foarte mare de examen și acest, nu știu, să rămâi fără suflu pe parcursul unui semestru că nu vei ajunge să-ți faci conținuturile care sunt absolut obligatorii pentru examen. E, nu știu, procesul ăsta, constrângerea asta, uneori este atât de grea și vine cu atât de multă presiune din partea societății, din partea altor colegi de catedră, din partea copiilor, din partea părinților, încât nu mai ai timp să te mai gândești la poate că ar fi cazul să, nu știu, ca discuțiile mele din clasă să fie mai lung și uneori nu simți că de ce nu poate să fie un scop în sine și discuția, dar înțelegem și trebuie să înțelegeți și dumneavoastră toate aceste lucruri.
Există însă uneori, există spații mici, mici, pe care le avem, în care să mai putem să testăm câte ceva. Poate o oră în plus la o lecție care, nu știu, ar trebui să dureze mai mult. Poate că această chestiune de care vorbea Elena, cât timp ne acordăm pentru discuții, Elena, nu? Asta e un lucru foarte important. Poate că și noi avem sentimentul că trebuie să dureze discuțiile foarte mult, că trebuie să țină o oră întreagă. 5 minute, dacă ne dăm 5 minute de conversație cu elevii, este minunat. Este minunat dacă ne propunem asta. Da. Asta spuneam, că uneori trebuie totul făcut cu pași foarte, foarte mici și că este ok să se întâmple asta și că e ok și că nu e neapărat un proces linear. Asta e un alt lucru pe care îl învăț și eu de curând, în sensul în care nu întotdeauna mergi doar înainte și doar progresiv. Uneori mai sunt și ore și lecții, nu știu, când se apropie examenele sau când trebuie musai să facem niște lucruri în care, nu știu, ne oprim și ne ducem puțin înapoi la alte feluri de predare. Dar de asta spun că nu totul trebuie să se întâmple numai așa. Cred că simt uneori că pierdem ideea asta de nuanțe și de depinde și de trebuie să analizăm foarte bine contextul în care ne aflăm. Sigur, și contextul, iar ăsta e un cuvânt cheie, Elena, contextul este dificil și trebuie să ținem cont de context și cu atât mai mult în contextul în care putem fi, să punem mai puțină presiune pe noi, pentru că, sigur, acțiunile noastre individuale depind mult și de contextul, de cultura instituțională, cultura organizațională în care ne aflăm. Da. Elena, mai am 5 minute. Eu am două metode pe care vreau să le prezint. Am timp? Cred că avem încă 15 minute la dispoziție. Ok. Bun. 10 minute. 10 minute, termin mai repede de atât, pentru că iată, dacă am vorbit până acum de câteva tehnici, am și două metode create pe baze dialogice, create chiar de mine, le folosesc adesea cu studenții mei, cascada de întrebări, spun eu, și alege întrebarea. Cascada de întrebări, hai să vedem despre ce este vorba, sunt foarte curioasă. Ce păreri vor exista despre această metodă. Este o metodă de comunicare orală, deși poate fi adaptată și în scris. Practic, plecând de la tema unei lecții predate, cadrul didactic va propune elevilor să formuleze întrebări. Și hai să vedem cum. Începe cu o întrebare formulată de profesoară sau profesor adresată unui elev. E foarte important să înceapă profesorul. Putem folosi o minge, un obiect, ca să aruncăm spre elevul pe care îl numim. Elevul numit va formula o întrebare la rândul lui, prin care să o clarifice, dezvolte pe cea auzită la profesor și pasează mai departe mingea la un alt coleg, la o altă colegă, care la rândul ei va formula o altă întrebare de clarificare, de dezvoltare a celei auzite anterior. Și practic continuăm acest lanț de conversațiile formată doar din întrebări. Nu răspunde nimeni la întrebări și e interesant să observăm reacțiile, pentru că instinctul, reflexul nostru este să răspundem la întrebări și este ciudat să răspundem la o întrebare cu o altă întrebare. Putem solicita ca variație elevilor să noteze la final întrebări pe care și le amintesc. Ce mai putem urmări este niciodată să nu formulăm întrebări paralele. Scopul este ca elevii să formuleze întrebări prin care să dezvolte, da? Să clarifice întrebarea anterioară. Și încă ceva, să încurajăm elevii să solicite repetarea întrebării astfel încât să o poată dezvolta. Asta e în sine o abilitate. Poți să repeți, te rog, întrebarea, să o mai aud o dată ca să pot formula. Cam asta este cascada de întrebări. Povestit așa pare destul de anost, dar în clasă dinamica este foarte, foarte faină și e foarte interesant cum reacționează elevii la întrebări. Sigur, întrebările notate pot fi utilizate ulterior într-o altă secvență de lecție. Aceasta este o metodă.
Și mai am până o întrebare. Elevii sunt invitați să formuleze întrebări față de un subiect nou sau unul predat, deci poate fi adaptată. Postăm întrebările într-un spațiu accesibil tuturor, dacă vorbim de Jamboard, Miro, Padlet sau pe tablă sau pe hârtie, oricum, un spațiu vizibil pentru toți. Și ulterior, elevii sunt invitați să ofere voluntar răspunsuri la o întrebare la alegere. Profesorul sau profesoara nu va oferi răspunsuri și aici ajungem, Elena, în zona aceea de cu greșeli. Aceasta este o metodă care creează spațiu pentru elevi, da? Avem ocazia să vedem cu ce conținuturi operează și poate că vor opera la un moment dat cu chestiuni poate greșite, le putem nota, avem ocazia să le vedem, să vedem cum gândesc și le putem aborda ulterior. Da? Întrebările formulate și care nu și-au găsit răspunsuri pot fi ulterior utilizate ca sarcini de lucru sau documentare. Dacă folosim metoda în relație cu o lecție nouă, putem face referiri, de exemplu, la ce întrebare din cele formulate de voi răspunde ceea ce zic acum, se poate întâmpla să se potrivească. Da? Deci aceasta este o altă metodă în spirit dialogic, dar ambele sunt metode construite pe principii dialogice ce pot fi ușor utilizate la clasă, transformate, adaptate în funcție de nevoi și situații. Acestea sunt lucrurile pe care eu le-am avut de spus și mi-a făcut mare plăcere să le spun. Iarăși răspundem la întrebări. Dacă Am multe comentarii. Mulțumiri și felicitări. Am multe comentarii și legate de faptul că și pentru învățământul primar se pot folosi cu succes aceste metode și că sunt metode care funcționează foarte bine. Putem să citim și comentarii dacă... Da, mă uitam că sunt și comentarii care vin din propria experiență a profesorului, care spun că o lecție vie, interesantă, utilă, este, așa cum spuneți, cea bazată pe dialog. Discuția poate fi dirijată cu tact pentru că să ne încadrăm în timp. Și că la clasele primare aproape toți copiii se implică în conversații. E dificil să argumenteze ceea ce exprimă, dar suntem alături de ei să-i ghideze. Și că, na, este bine să păstrăm, practic, și când ajung la gimnaziu și la liceu, această dorință de a putea să fie, de a participa, de a fi validat, de a fi văzut. Simt, mai sunt câteva comentarii și întrebări pe care încercăm să le adresăm aici, care vin foarte mult în această direcție de exemple concrete. De vrem exemple concrete, de trebuie să fie mai concret, de puteți să dați un exemplu concret la metoda cascada de întrebări. Vrei să abordăm puțin tel această chestiune a concreteții? Putem încerca, sigur, adică am putea să ne gândim la niște întrebări. Nu-mi dau seama cum, adică să o aplicăm pe o anumită disciplină, de exemplu, sau... Putem să încercăm. Mai întâi să adresez eu această chestiune, da? Că este foarte dificil, că na, una dintre chestiile pe care le știm cu toții este că când vine vorba de pedagogie este foarte greu de despărțit. Adică poți să discuți despre de pedagogie teoretică și te ajută, dar în momentul în care trebuie, așa foarte greu să vorbești în afara metodicii. Adică e foarte greu să vorbești despre pedagogie în afara conținutului, da? Și e un exercițiu dificil. De fiecare dată când noi oferim aceste lucruri, este bine să începeți să vă gândiți dumneavoastră, de exemplu, la un conținut pe care puteți să-l adaptați, da? Ca să puteți să vă construiți un exemplu concret pentru asta. Căci altfel este destul de dificil din perspectiva noastră, care vă avem pe dumneavoastră aici de materii diferite, de niveluri diferite de învățământ, să venim cu ceva care să vi se potrivească în absolut orice context, da? Dar putem să ne gândim în acest moment împreună, Elena, la o chestiune legată de, nu știu, poate o limbă și comunicare, o lecție de limba română? Îți propun chiar să ne referim la cascada de întrebări și să încep eu cu o întrebare, iar tu să continui cu o întrebare. Hai să vedem! În ce contexte am putea utiliza metoda cascada de întrebări, Elena?
Iar eu trebuie să vin tot cu o întrebare, așa e? Observ reflexul răspunsului. Da, da, imediat, imediat. Da, exact, o întrebare, o altă întrebare. În ce context am putea utiliza metoda cascada de întrebări, Elena? Ar fi întrebarea. Clarificăm și dezvoltăm. Când mi-ar fi cel mai de folos să folosesc în orele mele metoda cascada de întrebări? Ok, când mi-ar fi cel mai de folos să folosesc în orele mele cascada de întrebări, aș putea să folosesc cascada de întrebări doar la ore gen educație formală sau pot să mă duc și în alte situații cu această metodă. Oare cascada de întrebări îmi oferă suficient de mult timp și pentru la orele formale și pentru lucrurile pe care le am de predat? Oare lucrurile, conținuturile pe care le am de predat, poți să mai repeți o dată întrebarea? Stai că am uitat-o, Elena. Deci exact asta este genul de atmosferă din clasă care poate să fie, poate să existe în momentul respectiv. Da, era ceva cu orele, cu cascada de întrebări. Oare mi este de oră sau să am suficient de mult timp la orele de conținut să pot să folosesc și cascada de întrebări și pentru celelalte lucruri legate de conținut? Deci timp și conținut. Pot să mă joc cu timpul și conținutul. Timp și conținut. Este o metodă potrivită pentru orice fel de conținut. Oare mai sunt și alte metode potrivite pe care aș putea să le pot, să le folosesc? Nici nu știi cât de puternic este acum reflexul de a oferi un răspuns. Elena, o să trebuiască să ne oprim acum, pentru că ne apropiem foarte mult de, foarte mult de final. Dar, mă rog, ceea ce ați văzut este pe sistemul de processes de content, cum zicem noi la textul, procesul este și conținutul. În sensul în care, după cum ați, adică, n-am, doar o puțină reflexie apropo de această chestiune. Există, ați văzut și la mine, probabil, principalul reflex este acesta. O, Dumnezeule, suntem live, trebuie să răspund corect. Și trebuie să mă asigur că aplic corect metoda cascada de întrebări. Ăsta este principalul reflex. Ăsta este și reflexul copiilor care se află în clasă, da? E nevoie de două, trei momente din ăsta de schimbare și mai ales de o mică pauză de râs în care cineva, nu știu, greșește sau își uită întrebarea sau uităm de la ce discuție am pornit, ca pe urmă, într-adevăr, să ne reîntoarcem exact de unde suntem și să continuăm. Vă mulțumesc foarte mult. Îți mulțumesc foarte mult, Elena, că am făcut împreună acest experiment. Simt că am mai spart o limită a performanțelor publice, Îți mulțumesc tare mult, Elena. Este chiar a fost bine, mi-a plăcut foarte mult. Sper că Mulțumesc aveți. foarte mult. Îmi cer scuze, o să opresc puțin teleprezentarea. Și o să pornesc prezentarea mea și o să mă grăbesc să închid în așa fel încât să ne asigurăm că înregistrarea pe care o avem este o înregistrare completă, în cazul în care și alți colegi vor vrea să o ascultă. Îți mulțumesc foarte mult, Elena, pentru perspectivă. Eu mi-am notat o groază de lucruri. Principalul lucru pe care mi l-am notat este că vreau neapărat să introducem în cursurile noastre acest concurs de cele mai greșite răspunsuri la o anumită întrebare. Mi se pare și dacă, de exemplu, dacă plecați cu această idee să o faceți odată pe semestru în clasele dumneavoastră, mi se pare absolut senzațional.
Nu uitați că puteți să ne trimiteți reflexiile voastre după fiecare sesiune și după această sesiune prin Padlet-ul festivalului, pe care îl aveți deja până la acest moment peste tot, în toate formulele, și în formulă scurtă, și în e-mail-uri, și în chat-uri, și în alte e-mail-uri pe care le veți găsi în perioada următoare. Vă invităm și la provocarea Am învățat, hashtag Am învățat a festivalului, urcați în Padlet o fotografie cu un cuvânt care rezumă ce ați învățat astăzi la festival. Astăzi, ziua noastră de festival este puțin cel mai scurtă, ca să ne reumplem cu energie pentru mâine și joi, două zile care vor fi foarte intense. Așa că în acest moment suntem la final de zi și vă invităm direct la momentul de socializare de la final de zi. Avem 45 de minute de cunoaștere la ceea ce numim noi marți cu voi, pentru cei care ne știu întâlnirile online de comunitate. Puteți să accesați, după ce se termină sesiunea, secțiunea de networking din partea stângă a meniului, începând cu și 45, să alegeți o masă virtuală. La mesele virtuale ne putem conecta cu video și cu microfon. Dacă s-au ocupat toate cele 15 locuri la o masă, puteți alege să vizualizați fără cameră și microfon sau să găsiți o masă la care sunt locuri. Mi se pare foarte important să încercați să vă conectați și să vorbiți despre ce ați auzit la festival astăzi cu absolut oricine, oricare coleg. Întotdeauna discuția, apropo de dialog, ajută să sistematizezi mai bine sau, nu știu, să discuți inclusiv despre limitările a ceea ce ai auzit pentru contextul în care te afli și poate să descoperi o perspectivă nouă. Pentru cei cu care ne vedem din nou mâine, de-abia vă așteptăm, programul zilei se află deja în Padlet-ul festivalului. Mâine va fi o zi în care explorăm foarte mult cetățenia digitală, ce putem face ca să ne ajutăm elevii și pe noi să navigăm mai bine etica, valorile și virtuțile în lumea aceasta blended și primă de tehnologie în care trăim. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția, participarea și comentariile pe care ni le-ați trimis astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că ați apreciat și nota glumeață în care am încheiat. Eu, să știți, cred foarte mult în puterea râsului la clasă. Nu vă pot și în absolut orice, nu vă pot spune cât de important este. Poate că uneori merită să ne gândim că poate suntem prea serioși, poate e nevoie să ne mai descărcăm așa emoțiile pe care le avem când vine vorba de lucruri pe care le facem. Învățarea este serioasă, dar asta nu înseamnă că este lipsită de umor. Vă mulțumesc. Ne vedem mâine. Revedere.